TikTok-ul a devenit una dintre cele mai folosite aplicații din lume, însă o țară din Europa ar putea să o interzică pe teritoriul ei. Măsura vine după ce SUA a luat aceeași decizie în urmă cu puțin timp. Aplicația chinezească se bucură de un succes incredibil în lume, fiind folosită de toate categoriile de vârstă, ceea ce a dus și la încăsări uriașe. Cu toate acestea, o țară din Europa ar putea să interzică folosirea TikTok-ului după ce aceeași decizie a fost luată în Statele Unite ale Americii în același domeniu de activitate. O țară din Europa ar putea să devină prima în care TikTok-ul ar putea fi interzis pe telefoanele angajaților care lucrează la stat. Este vorba despre Italia, care a luat în calcul această decizie după ce Statele Unite ale Americii a prezentat un raport în care a demonstrat că aplicația este un risc pentru siguranța națională. Acest lucru s-a întâmplat în luna noiembrie a anului și a fost realizată de FBI și prezentat în fața Congresului American. Din acest motiv, Comisia Parlamentară din Italia, care are în vedere serviciile secrete, a anunțat că va lua în calcul monitorizarea conținutului aplicației, care, în prezent, este controlat de chinezi, astfel încât să controleze pericolele cu care TikTok-ul vine pentru cei care utilizează aplicația. Mai mult decât pericolele la care se expun utilizatorii atunci când folosesc TikTok, faptul că politicienii au folosit aplicația pentru a influența campania electorală a contribuit semnificativ la eventualitatea luării acestei decizii. Așadar, oamenii din politică au folosit TikTok pentru a câștiga mai multe voturi, ajungând mai repede în atenția tinerilor. Unul dintre aceștia este și Silvio Berlusconi, care a ajuns în 3 luni la 731.000 de urmăritori și 5 milioane de like-uri pe profilul său de TikTok, relatează spynews.ro.